is one of the best schools in Moldova. There is no doubt, everybody knows. Unlike many ordinary schools, our school is equipped by modern teaching facilities using the latest technology. Our students are under control by our teachers, especially their parents are well informed about their situations. And if you want a bright future, this is the correct choice to come and study here. Okulumuz 1993 yılında Gagauzya'da Çadırlunga şehrinde açıldı. Daha sonra 1994'te Kişinev'de açıldı. Moldova ve Türkiye Eğitim Bakanlıkları'nın arasında yapmış olduğu anlaşma neticesinde Türkiye'deki sponsorlarımızın desteğiyle açıldı. Yaklaşık 20 yıldır eğitim veriyoruz ve Moldova'ya ve Moldova insanına kaliteli bir eğitim verme amacıyla burada bulunmaktayız. Activitatea a Liceului Teoretic Orizont Filiala Dorolești este formarea personalității competente și un șir de obiective majore. Mă voi axa la cele mai deosebite obiective. Strategii de individualizare și diferențiere spre evidențierea elevilor dotați și favorizarea participării elevilor în cadrul concursurilor internaționale și naționale și crearea condițiilor optime pentru realizarea acestui potențial intelectual al elevilor dotați. În cadrul liceului activează lotul olimpic la matematică, cel mai voluminos, cel mai mult număr de mare număr de elevi la fizică, informatică, chimie, biologie. Am început în anul 1996. Am fost pregătire și apoi a fost și Olimpiada Republicană. Am avut un premiu 3 și o mențiune. A fost un succes. A fost primul succes. Dar, cu timpul, au venit elevi mai buni și mai buni și au apărut succesele mai mari. Mai întâi toate premiile 2, 3, 1 la Olimpiada Republicană, apoi și cele internaționale. Medale de bronz, argint și apoi aur și la Balcaneadă și la internațional. Elevii liceului fac studiile la cele mai bune universități din lume. Iar acum, elevii noștri, toți sunt foarte buni. Sunt buni nu numai în Moldova, dar și în afara țării noastre. Deci participă la olimpiadele balcanice internaționale. Sper și anul acesta să elevii noștri să aducă succesele necesare, adică necesare, bune, foarte bune, la concursurile internaționale. Iar pentru viitorii elevi a liceului, succese și mai mari și să ducă faima liceului pentru viitor. После хлеба самое важное для народа – школа. А если это такая школа, как наша, это прекрасно вдвойне. Оснащение, которым мы пользуемся на уроках – компьютеры, видеопроекторы,
уникальная возможность создавать мультимедийные проекты прямо на уроках или приносить их в качестве домашних заданий. Работает на слово учителя еще с большим успехом. Я сегодня могу поздравить и себя, и своих учеников с тем, что мы встретились. Встретились в это время, в этот час и в этом месте. Школа Насра есть уна экстрем диспетчер. Барьера дентре профессор Шиле, но ария сигнификация ферма уна или чел. Есть у плачере сирихи и каритила шпала, и у арчештика профессору ну намается попредать тема. Ел тебе гида премьяца. Ел тебе сустине антоте активитетели экстрашколаре, чел лог ди студи десла на или чел. Ел тебе сустине пусфатур, дин экспериенца са богата ди вьяца. Mă simt foarte onorat și bucuros că fac parte din această familie mare pe care noi cu toții o numim Liceul Orizont. First of all, our school strives to create an environment where all the children feel valued. There is a great classroom culture where all the students, regardless of their cultural and the linguistic background, are welcomed, supported and provided with the best opportunity to learn. Romanian, Russian, Turkish teachers, together with students from Moldova, Romania, Russia, India, Korea, create a special atmosphere in our school. They get on well and respect each other. After graduating from our school, they go to different countries such as America, Romania, Russia, Europe, Turkey. They feel comfortable as a part of different countries and cultures. Faptul că studiază asidu, de asemenea sunt antrenați în diverse activități extracurriculare. Pentru dezvoltarea lor sunt importante cercurile pe interese, ansamblu vocal-instrumental, dansuri populare, arta plastică, sport și altele. Elevii frecventează cu plăcere aceste cercuri, participă la activitatea lor însuflețit de dorința de a crea și de a-și afirma aptitudinile.
Pentru unii este o chemare vocațională, pentru alții o pasiune în care ei se regăsesc, descoperă ceva nou. Ne bucurăm de rezultatele ansamblului de dansuri populare, care an de an participă la concursuri internaționale din Istanbul și vin cu locuri premiante. Mulți dintre elevi participă la concursuri de artă plastică, tânărul plastician, un catalet cu teazanță. Astfel, elevii au oportunitate să se dezvolte multilateral, să se afirme ca personalități complexe. Acest liceu este o comoară pentru noi, găsit și recomandată de prietenii noștri apropiați acum aproximativ 4 ani în urmă. Desigur, este un liceu modern, contemporan și destoinic, dar și mai mult este uimitor comportarea profesorilor cu elevii și mai ales comunicarea cu părinții. Se vede că sunt profesori de rang mare și înalt, cu experiență și mult suflet. Comunicăm cu ei permanent și liber. Mereu suntem invitați în ospiție noi la profesorii, îi chemăm invers la noi. La fel așa și cu elevii. Ce foarte bine. Liber comunicăm și conversăm pe toate temele. Ne-am împrietenit foarte mult. Este o situație foarte comodă și simplă. Accentul principal este învățătura. Liceul Orizont este foarte drag inimii mele. Spun cu toată sinceritatea lucrul acesta, fiindcă cred eu în perioada îndelungată de când activez aici și probabil mai mult timp m-am aflat în liceu decât în familie. De aceea îmi permit cu toată certitudinea și să afirm că este un liceu de calitate. Un liceu în care fiecare elev poate are toate oportunitățile pentru a-și plămădi viitorul. Și la rândul lor, fiecare elev contribuie la bunul nume al acestui liceu. Ei pot să îndreptățească atât așteptările părinților, cât și ale lor personale. Pentru mine este o mare plăcere să învăț în acest liceu. Simt cum m-am schimbat aici, cum m-am format ca personalitate. Și cred că multe din rezultatele mele la concursurile naționale și internaționale sunt obținute grație motivării și pregătirii speciale. Sunt foarte mândru că anul acesta voi fi și eu în rândul absolvenților care promovează numele liceului și a Republicii la cele mai prestigioase universități din lume. Cred că nu aș fi fost acceptat la Institutul Tehnic din Massachusetts fără condiții favorizante și o atmosferă deosebită la școală. Liceul Orizont se va întipări în memoria mea ca o perioadă marcată de succese și bucurii. Și sper că acest film va rămâne o amintire și va contribui la promovarea nu numai liceului nostru, dar și a unui sistem calitativ de educație în Moldova. Și asta este tot. Mulțumim pentru atenție!